oprești nebunia asta, mulțumesc! Bună seara, Timișoara! Ce primire călduroasă, mulțumesc frumos! Salut, sărătumile, bună seara! Numele meu este Edi Vacariu, nu cum a zis colegul meu, dar mi ți-l ard eu. Numele meu este Edi Vacariu și aș vrea pentru început să vă spun 2-3 chestii pe care le-am descoperit recent despre mine, ca să vedeți cam cine sunt și ce e de capul meu și apoi o să continui cu celelalte glume. Vreți să facem așa? Oricum așa facem, că așa mi-am pregătit eu material. Bun, fiți atenți. Prima chestie pe care am descoperit-o recent despre mine este că, bă, deși aveam impresia că stau destul de bine cu banii și sunt ok, bă, mi-am dat seama că nu-i deloc așa și că sunt foarte sărac. Și mi-am dat seama de chestia asta pentru că am niște prieteni foarte buni care au bănuți și pentru care expresia a bloca niște bani înseamnă că când se duc să-și iau un teren de 200.000 de euro să nu le-a cash, să le-a rate. Dar păi la mine a bloca niște bani înseamnă când mă duc la cumpărături nu mi-au un bax de apă, mi-au numai două sticle, că pula mea nu blocăm acolo niște bani. Și mi-am mai dat seama că sunt sărac pentru că mai am un grup de prieteni care nu au bani ca ceilalți. Bă, și între noi acolo în gașca noastră, uneori, atunci când ne întâlnim, există expresia: oho, ți-ai cumpărat tricou! Ca să vedeți cam care e nivelul. Mi-am mai dat seama despre mine faptul că eu nu o să pot niciodată să-mi fac tatuaje. Și asta din două motive. Primul motiv ar fi că nu mă ajută corpul. Am văzut recent pe net o poză mișto cu un leu mare, ieșeau niște chestii din cap. Bă, nimic să mă reprezinte, dar mi-a plăcut mie și zic, mă duc și-l fac. L-am scos la imprimantă, m-am dus la un salon de tatuaje, l-a proiectat să vadă cum se vede. Bă, pleca de aici, adita mai leu, mișto, cu chestii. Ajungea pe mânuța mea o panoramă de câine mică, avea bunicul un câine făcut din 3 câini, era mai frumos. A zis că nu are loc nici de coamă, dacă vreau să o prind într-o codiță, zic, mă fut în el de leu cu codiță. Nu mai vreau niciun tatuaj. Și al doilea motiv pentru care nu se pot niciodată să-mi fac tatuaje este că am păr peste tot, bă. Băi, nu știu cum suntem făcuți, că unii n-au fir de păr pe ei și eu trebuie să mă spăl cu șampon pe 80% din corp. Că am până aproape pe unghii, ăștia din față pot să confirme. Jur că la un moment dat am vrut să-mi fac pe degete și ceva, știi? Am mai văzut eu la ăștia mai șmecheri, mai mari, în afară. Zic, îmi scriu ceva smart, nu aiurea, nu știu. Vezi că doare sau chestia asta foarte inteligentă la mine la Botoșani. Dar nu pot, bă. Nu pot pentru că am păr. Și a treia chestie pe care am descoperit-o despre mine este că sunt foarte prost pentru că niciodată nu mi-ascult prietenii. Și mi-am dat seama de acest lucru vara trecută când am ieșit într-o seară în centru vechi în București, la insistențele mele. Nu știu dacă ați avut, eu zic, neplăcerea să ieșiți în centru vechi în București. Pentru cei care n-au fost, vă zic eu ce e acolo. Bă, toate grădinile zoologice din România și-au luat cel mai prost și mai urât exemplar și l-au dus acolo să-l facă de râs. Bă! Bătrân care cântă la acordeoane, mai rău, tineri care le dau bani să facă asta. Oameni care merg în scaun cu rotile, oameni care pentru 10 lei nu mai merg în scaun cu rotile. Femei în pula goală, bă, ce acolo nu se poate? Junglă. Doamne ferește, am stat la o masă o oră, am băut 3 beri, au venit la noi în continuu, doamne, de-alea cu flori, cu flori. Zic, doamne, ce e nereu cu dumneavoastră, suntem 3 băieți la masă. Sau în față de investitori, le iau, le vând mai scump. Și replica seria vine de la un boschetar care avea la noi la masă fără tricou, mirosea urât, pantalonul rupt. Eu mai aveam o jumătate de bere în pahar, s-a apropiat, s-a uitat în ochii mei și a zis: dă și mie, te rog, o gură de bere. Vă dați seama ce era în capul lui? Că eu îi dau, le bea pe toate, eu stric: băi, ești bulangiu, ai zis numai o gură, mai lasă și mie. Incredibil, fugiți de centru vechi. Bun, asta a fost totul despre mine. Acum hai să vă spun și niște chestii pe care le și gândesc. Puțin cât e cazul, dar mai și gândesc. Aș vrea acum pentru început să vă spun despre niște categorii de oameni pe care mi-am dat seama că, bă, nu pot să-i înțeleg. Efectiv nu pot, mult prea mult pentru mine. Și am vreo 4-5 categorii, o să trec foarte rapid așa prin ele. Și o să încep cu oamenii aia care spun un lucru mult prea exact și apoi adaugă sau ceva de genul. Ei, știți? Prietenul ăla pe care îl vezi supărat și îl întreb: ce-ai pățit? Și el zice: are mama niște probleme de sănătate. Știi, știu, de ce s-a întâmplat? Și el zice: are encefalomielopolie radiculonevrită sau ceva de genul. Și bă, tocmai mi-a zis un cuvânt cât un exercițiu de dicție, cum adică sau ceva de genul. Și în al doilea rând, bă, de ce există cuvântul ăsta? Encefalomielopolie radiculonevrită, 32 de litere, care înseamnă inflamația nervilor. Dar de ce nu se cheamă inflamația nervilor? Sau s-au umflat nervi, ne-a dat racinea, bă, orice, dar nu cuvântul ăsta. Nu o să pot niciodată să beau bere înainte să urc pe scenă să zic gluma asta, pentru că imediat cum am desfăcut berea, cuvântul s-a și transformat în encefalomielopolie, cine pula mea nu mai știe. Iertați-mă, dar nu pot să țin minte așa cuvânt. După aia o să continui cu oamenii care s-au uitat prea mult la șef la cuțite. Îi aveți prin găștile voastre?
Bă, m-am dus recent la un prieten, am stat la un șpriț și l-am dat, zic, bă, mi-e foame, ai ceva de mâncare? Și ziceam, o supă cremă de cartofi cu bacon. Bine, dă-mi coace. Mi-a încălzit, mi-a pus în față, am luat o gură, zic, morții măte, asta e mâncare de cartofi cu parizeri făcută la blender. Ce supă cremă de... Deci eu dacă am o ciorbă de o săptămână și o bag la microunde, înseamnă că am reinterpretat-o? După aia sunt bărbații, nu știu dacă ați văzut vreodată, am văzut vreo 2-3 în viața asta. Bă, sunt bărbații care sunt într-un bar, într-un restaurant, se ridică de la masă, se duc la baie, se pișe, bă, și încep de la jumate restaurantul, îți deschide la curiel, așa. O, mă, nu mai ai răbdare până la baie. Cred că dacă ajung acolo și ocupat, stau cu ea pe afară, se uită la oglindă. Gata, e liber, poți să... Nici nu vreau să mă gândesc cum așteaptă când se duc secace. În fine, nu intrăm în detalii. Și dacă am zis de bărbați, o să zic și de femei. Bă, nu înțeleg fetele alea care au impresia că dacă zic știu la orice, nu știu în capul lor, că par deștepte sau interesante. Eram recent la un șpriț, la mine așa încep toate poveștile, eram mai mulți. În dreapta era o tipă cu care vinisem eu. Eu pufeam niște mini trabucuri de alea și la un moment dat ea zice, dă și mie un fum, te rog, că miroase frumos. Și zic, ia, dar vezi că asta nu se trag în piept. Am terminat de zis că ea zice, știu. Bă, a luat țigara, bă, când a tras un fum în ea, crezi că e crapă capul, băi, s-a umflat cu ochii, încep să lăcrimez, să tremure, m-a prins de mână și asta nu se trag în piept. Bă, de ce zici, mă, știu, mă, numai ca să mor aici lângă mine. Și o să închei aceste categorii cu oamenii aia care nu răspund la întrebările care li se pun. Nu pe care, ați ciulit urechile câțiva, întrebările care li se pun. Pe ăștia cu siguranță îi aveți printre voi, dar poate nu i-ați sesizat până acum. Eu recent vorbeam cu niște oameni și la un moment dat l-am întrebat pe unul, bă, când e ziua ta? Și el zice, a fost. Suferi de vreo boală, trebuie să mori, nu o să mai... Ce te întreb eu și ce, cum a fost? Și în al doilea rând, bă, eu mereu am văzut o greșeală în asta. De ce zice în ziua ta? Că nu e ziua ta. Că suntem 8 miliarde pe pământul ăsta mai nou și 365 de zile în an. Ceea ce înseamnă că e ziua ta și încă 19 178.082 de oameni. Sau ceva de genul. Exact, exact, nu știu, dar am dat-o din cap acum așa. Bun, acum pentru că simt că ne-am prieteni puțin, aș vrea să vă spun o chestie mai personală despre mine. Sper să râdeți mai mult de glumă decât de mine. Ideea e că, bă, eu nu prea știu engleză. Nu prea știu, n-am reușit să o învăț până la vârsta asta. Și faptul că nu știu engleză m-a făcut să trăiesc cea mai mare umilință din viața mea. Acum 2 ani jumate înainte de pandemie, lucram la recepție la hotel în București. Și într-o dimineață pe la 7 coboară un străinii, fac ce caut, chem un Uber până la aeroport și îmi lasă tips pe recepție o monedă. Nu mai știu, un euro, doi, o monedă. Și am vrut să-i zic, thank you, thanks, dar de la oboseala de noastră, drag, m-am uitat în ochii lui și am zis, thank you so much. Timpul în care mă și chineam într-o disperare, continuu să ridic bănuțul ăla, bă, îmi simți cum a ieșit milogul din mine. Eu cred că într-o viață anterioară am fost cerșetor. Bă, nu se poate, cu atâta joale în glas, aveam și ochii aruși și când dormisem toată noaptea, zic că plângeam, timpul în care ziceam, thank you so much. Vă dați seama că l-a dus la el în țară și a zis, băi... Bă, ce sărăcie în România aia, bă! I-am dat unii atips la recepție un euro și mi-a zis plângând, thank you so much! Îți dai seama că dacă îi dădea 10 euro la mine și sugea... Mănâncă căcat, vă dați seama! Fără 20 de euro nu mă atingeam de el, dar în fine... Bă, ideea e că am crezut că sunt un tip foarte nefericit. Mi-a trebuit acum toată lumea știe engleză și mi-ar fi plăcut și mie. Doar că la Revelionul trecut am cunoscut niște oameni care m-au făcut să-mi dau seama că, bă, se poate și mult mai rău de atât. Am rămas pe lângă și am făcut Revelionul cu gașca unui prieten undeva la munte și am cunoscut acolo cei mai drogați oameni din viața mea. Era vorba de un cuplu, de el și ea, care pe deasupra mea aveau și un copil după ei. Gen copilul lor, nu un copil așa, era după ei. Bă, și oamenii au fumat iarbă de aia în continuu, bă, cât au stat acolo 3 zile, deci, ca să înțelegeți, au ajuns la ei cu un borcan de la plin cu muguri de iarbă și când au plecat întindeau cu pâine prin el că nu mai aveau. Bă, în continuu, că în prima zi, după vreo 5-6 ore, am văzut că nu mai coboară, zic, cred că eu moară la mic, nu reușesc să-l adoarmă, nu răspundeam și la telefon, zic, mă, să fac ce fac. Când am intrat în cameră, ea s-a panicat, a început să vorbească la telefon, ca și cum vorbitul la telefon te scapă de orice pericol. Și fetele știu. Cred că majoritatea băieților de aici au pățit măcar o dată în viață sesiunea o prietenă să le zică: "Hei, stai puțin cu mine în telefon, te rog, că merg spre casă în întuneric pe aici și mi-e frică." Ca și cum dacă vine un boschetar după ele să le violeze, el o să fie: "Da, mă, vezi că vorbesc la telefon. Pleacă de aici." Hei, un nebun, norocăs cu tine telefon, că praf mă făcea.
De unde e asta cu telefonul? Dimpotrivă, la ele jackpot, 2-in-1 și telefon și... în fine. Și vorbea la telefon, bărbatul era în partea cealaltă de pat, terminase de rulat un joint de ăla, dar nu reușea să-l închidă, că nu mai avea deloc salivă în gură. Și lua de la... ăsta mic era în pat cu bale la gură. Și lua de la ăsta mic și spunea... și a zis, bă, frate... s-a supărat, a zis, lasă-le, frate, că suntem cu ăsta mic. Zic, bă, sunteți bulangii, ăsta mic e cu voi. Bă, făceam niște țigări de alea lungi, bă, zici că voia să fie vârful pe balcon să iasă fumul, dar stai și cu ăsta mic în pat în același timp. Dimineața coborât amândoi bucuroși și a zis copilul primul cuvânt din viața lui. Și toți erau, ce a zis, mama sau tata? Nu, a zis foiță. Las-o, dracu. N-am mâncat copilul ăla nimic în prima zi. Bă, nimic, bă, până am dat nu-i seama că taxiul dădea de mâncare, luam lingură, începea să sufle și până termina de suflat, uita că e de lua ăsta mic și mânca el tot. Și el și nevastă sa la fel, bă, și el măcar se mai menținea, bă, dar nevastă sa, bă, nu vreau să fiu rău. Bă, dar mare, bă, mare că a zis și ea că la ultimele analize au ieșit care două grupe de sânge. Ca să vă dați seama cam ce era acolo. Mi-am făcut și eu recent niște analize pentru că mă deranja ceva la stomac și a zis, Mike, mai du-te și fă o endoscopie. Și am zis, ok, dar ce e aia? Și mi-a zis, păi îți bag un tub mare pe gât să vadă ce ai înăuntru. Și am zis, na, nenorocitule, că se pare că undeva acolo departe există o ocrotitoare a fetelor care pe lângă suflet pun și gura și azi a ajuns și la tine. Să vezi și tu cum se simte. De așa mă vedeam la spital, pe un scaun mic, așa, gura căscată, doctor care, bă, gă, tubul ăla pe gât și mă trăgea de cap și eu și-am, stai, nu mă, că îmi intră păr, hai, lasă. Stăteam de vorbă cu tipul din fața mea și fix înainte să intre, zic, tu cu ce problemă? Și zice, păi am venit să fac o colonoscopie. A, zic, sună cam la fel cu ce trebuie să fac eu. Zic, ce înseamnă mai exact? Și zice, păi trebuie să-mi bagi un tub mare pe curs să vadă ce am înăuntru. Și zic, nu, pot să intru eu primul, te rog? Da, n-a vrut că se grăbea și am plecat și eu. Mai ales atunci când trebuia să purtăm măștile alea. Asta îmi trebuia să-mi era sigura căcat. Lasă. Hai că mi s-a făcut și gura pungă. Mai mult dată să mai fie și căcatul altuia, că abia acolo era problema. Fugiți de analize, oameni buni, cât puteți. Păstrați-vă sănătoși. Am mai departe o chestie, m-am tot gândit cum să dau pe la șor, ca să nu înceapă lumea, că bă, că ai venit aici să te lauză. Dar ideea e în felul următor. Anul trecut, prin septembrie, am fost în Dubai. Suntem ok? A, e bine. Înseamnă că nu e mare lucru pentru voi. Bă, pentru mine a fost mare lucru. Pentru că nu sunt ultimul sărac, dar până să ajung să merg acolo pe banii mei, mai am treabă. Ca să înțelegeți pe unde mă situez eu cu vacanțele și cu bogăția, ultima dată când am fost cu gagica mea la munte, încă strângem bani ca să ne ducem. Deci, cam acolo suntem. Doar că am un prieten foarte bun, care are mulți bani și anul trecut și-a făcut petrecerea burlacilor. Ne-a luat 10 tovară și ne-a dus în Dubai. Bă, și ca sărac, atunci când ajungi în Dubai, și încă eu am noroc, reușesc să-mi ascund mirarea asta, știi? Că pe dinăuntru dă-te. Dar pe din afară, știi, eu joc așa, ca și cum, bine mă, e frumos. Ce e ăsta? Burj Khalifa. Hai lasă, că știm noi cu Khalifa, cu asta nu vă mai căcați cu voi. Bă, dar un tovarăș care era cu noi, tot cam pe la nivelul meu de bogăție, bă, se minunat și când călca pe asfalt, a zis, dă-te morți, mă, de asta avem și în România. A zis că nu, că eu sunt din București, în fine. Foarte, foarte frumos ce au făcut oamenii acolo, doar că nu e pentru săraci, serios. Dacă vreodată în viața asta, unii dintre voi vă gândiți, hai mă să mergem două zile și mai pe ieftineală, că mai zis mie un tovarăș. Bă, nu-i deloc așa, vă zic din proprie experiență. Dacă sunteți genul care atunci când vă comandați un Uber și în loc de Logan vine Opel, voi faceți... nu o să știți să vă urcați în niciun Bolt și Uber de acolo. Cu mâncare la fel, dacă nu aveți pe cineva cu voi care se pricepe la fonfleuri, o să muriți dracu de foame că n-am găsit un șnițel 5 zile cât am stat acolo. Și cel mai important, băieți, dacă sunteți genul care loviți orice prindeți pe Tinder, Facebook, în ideea că lasă-vă că merge decât singur, o să fie foarte rău acolo. Repet, vă zic din proprie experiență. Pentru că în ultima seară a zis un tovarăș, hai mă să ne chemăm și noi câte o bagavantă de asta. Zice, dar fiecare și-o plătește. Zic, bine mă, n-am cheltuit un leu atâtea zile, îmi permit și eu una de asta. Doar că pentru că eram foarte beat și după 5 zile de bău continuu, pana mea, nu mi s-a părut nimic ciudat că toate erau de la 700-800 de euro în sus și eu am găsit-o până la 200. Cavași gura voastră, când mi-a intrat în cameră o ciuciungheză de la 1,25 m, bă, zici că era copil de mici la fece Dubai, un pic cocoșat așa, numai mingea și cramponele îi mai lipseau.
Ăștia au început cu glume de alea proaste, că hai mai mergeți dincolo, vedeți care are pula mai mare, mârlani, îți dai seama. Altul cu bă, nu vă fute stare, că n-aveam n-ai voie să stai în picioare. Ăștia-s prieteni. N-am făcut nimic cu ea, îți dai seama, credeau ăștia de mine toată viața. Eu, bă, crescut la țară, pe undeva pe lângă Botoșani, i-am făcut un pachetel cu o sticlă de suc, niște biscuiți. I-am dat 20 de euro de transport, mi-a dat un pupic și am făcut-o și în Dubai. A fost. Dar trebuie să aveți grijă foarte, foarte mare. Acum, din fericire, nu mă mai pot lovi de situații de astea, pentru că mi-am făcut relații și chiar mi-ar plăcea să vă povestesc puțin despre prietena mea, pentru că, bă, nu prea am fost eu cu relațiile în viața asta. Nu mi-a plăcut să stau legat de cineva, să mă bată la cap, să... Doar că de vreo jumătate de an am cunoscut o tipă care, efectiv, gen, n-am crezut că există cineva cu care să pot vorbi orice, să mă înțeleg așa bine. De vreo 3 luni m-am și mutat la ea pentru că stătea singură. Bă, și... Bă, nu fiți mă răi, iubirea e... E iubire. Ideea în felul următor. Știu că e seara de stand-up, dar acum o să-l las puțin gluma, mă duc așa mai pe sentiment pentru un moment. Bă, ideea în felul următor. De când m-am mutat la ea în Pantelimon, mi-am dat seama că în viață, ca să fii fericit, ai nevoie doar de 2 cuvinte, mă. Apă caldă. O, dracu, am ajuns în 2022 să plâng sub duș ca un câine numai ca să mă încălzesc. Bă, vă știți cum e dușul ăla cu apă rece? Bă, rece, bă, iertați-mi expresia, dar ți se întoarce pula în tine. Bă, rece, bă, de izvor, că urcă coaile în stomac, organismul zice, drept, ești sătul, care are impresia că ai mâncat-o ochiuri. Urât, bă, urât. Și cartierul ăla vechi, urât, cu câte un magazin mix la fiecare 5 blocuri, cu bărbați între 2 și 96 de ani care stă de dimineață până seara în fața blocului și nu fac nimic. Ca să înțelegeți, acolo copiii se nasc drept cu barbă, mă. Că acolo am văzut pentru prima dată la magazin Timișoreana cu Suzetă. Dă-o dracu. Și la PET aveau promoție prins cu scoci, păhărel cu babețică. N-ai mă cum. Cât să vorbești, m-am gândit câte subiecte să mai ai. L-am dat, am trecut pe lângă doi și l-aud pe unul spunându-i celuilalt. Noroc că m-a învățat tata table, că altfel... Și ălalt i-a zis, mie zici că dacă nu învățam remi, nu știu ce mă făceam. Dar ce te făceai? Că n-am auzit nicio știre cu aia, după aia cu David Popovici, campion la not, cu Mitică din Pantelimon, campion la remi. Foarte urât cartierul. Într-o seară am cu prietena mea la masă, în bucătărie, etajul 6, geamul deschis. Bă, când se iau prima gură, l-aud pe unul de jos. Bă, m-am panicat, bă, zic, sigur și-o trage o bucățică de creier. Gata, remi nu mai știa, rămas numai cu table. Foarte, foarte urât cartierul. Dar acum cu atât mai mult am noroc de relația asta, pentru că, bă, până o să încep, am avut o perioadă, sincer vă zic, în care începusem să nu mai suport fetele, mă. Și nu în sensul că începusem să suport băieții, ci în sensul că nu mai suportam o parte dintre fete. Nu mai suportam fetele alea cu care abia începeam să vorbesc. Și după primele 2-3 întrebări, gen, ce faci, de unde ești, bă, imediat venea și întrebarea, ce zodie ești? Bă, și nu mai suportam pentru că mi s-a întâmplat de prea multe ori în ultimul timp să primesc întrebarea asta, să zic că sunt leu și imediat să vine mesajul, nu pot să cred. Și utilizator indisponibil. Bă, dar de ce contează atât de mult? Și ultima tipă cu care am vorbit, bă, era atât de bună, nu mai vin să cred că se punea problema aseasă cu mine și aveam șanse reale să o combin. Și bineînțeles că a venit și întrebarea mult neașteptată, doar că acum știu eu cum să o joc. Și când m-a întrebat ce zodie ești, eu am zis, ha, tocmai asta scriam și eu, spune tu prima. Și a zis, eu sunt pește. Tu, pac, m-am dus rapid pe Google, compatibilitate pește, înapoi în conversație, eu sunt berbec. Și a zis, oh, nu pot să cred. Și eram, bă, ești nebun, sunt acolo. Și m-a întrebat, și în ce zi ești născut? Și a zis, 21 august. Da. Am agățat și în ziua aia. Și cel mai tare mă deranjează, uite, chiar îmi pare rău că trebuie să vezi că asta. Bă, dar din cauza fetelor de genul am ajuns să merg la curbe. Hai să aplaud de bărbații care au fost măcar o dată în viață la curbe. Iertați-mă pentru întrebarea asta. Hai să vedem tot prin aplauz. Avem curbe în sală. Nu, glumesc. Am avut o surpriză la mine la Botoșani, aplaudă, zici că s-a terminat show-ul. Prefer să o opresc aici de atunci. Da, mă, m-a deranjat foarte tare că m-am dus acolo cu gândul că nu interesează absolut nimic. Și doar îmi fac treaba și plec liniștit acasă. Și la finalul celor 3 minute glorioase ale mele, vă rog să mă credeți că e faza adevărată, mi-am terminat treaba, s-a întors la mine, m-a prins de... s-a uitat în ochii mei și a zis, ce pulă caldă ai, e scorpion? Și a zis, bă... De ce contează și aici? Doamne ferești, dar ce scorpioane au cald? Aveți scorpioane? Hai, lasă-mi!
O dăm în altele, vă văd pe aici acum. Doamne ferește. Bun, înainte să închei, o să vă mai zic o chestie, n-aș vrea să vă las pe imaginea asta în cap și am prins-o. Vreau să închei cu o chestie, e o chestie pe care am auzit-o recent și care mie mi s-a părut foarte amuzantă. Bă, sper că și vouă, dacă nu, sper măcar să nu mă judecați pentru ce o să vă zic, ok? Este doar o glumă. Fiți atenți. Am auzit recent că cei de la Carrefour din București angajează oameni cu dizabilități, ceea ce mi s-a părut foarte frumos din partea lor și de apreciat. Așa am înțeles că la un anumit Carrefour, la o casă de marcat, este angajat un pitic. Și am zis că eu dacă o să ajung acolo, nu o să-mi pot stăpâni prostia și o să zic, nu te supăra, îmi dai și mie un pachet de țigări? El o să-mi tarc și o să zic, eu nu, îți adu-o scară. Și eu o să se zice, să aducă mata, că eu n-am mâini, că tot așa m-am angajat. După aia tot felul de alte discuții pentru angajați, pentru rafturi. Bă, dar nu vezi ce scrie, dar nu văd în pune. În fine, oameni buni, asta am fost eu. Vă mulțumesc frumos, ați fost absolut minunat.